Comuna Plătărești, numărul 13. Bună ziua, dragi prieteni ai emisiunii Destine Celebre și ai televiziunii Etno și bine v-am regăsit! Astăzi, în prima duminică a lunii lui Mărțișor, m-am gândit să-i fac o vizită și să-i răscolesc amintirile celui mai iubit verișor de către dumneavoastră, Marele Popor. Este vorba despre cine oare, cine o fi verișorul nostru cel mai iubit de la Etno TV? Văru Săndel. Și astăzi cine ești? Da. Văru Săndel sau e astăzi, Sandu Pop? Astăzi ar vrea să fiu Sandu Pop, pentru am că înțeles. Sandu Pop trăiește și Sandu Pop l-a creat pe Văru Săndel. În perioada liceului ai participat la Cântarea României, la da. Festivaluri, la anumite activități? Acolo a fost declicul. E o poveste interesantă. E povestea intrării mele la facultate, aș putea să o scriu undeva și cred că aș avea foarte mare succes. Spune-o și astăzi. Iar eu am zis atunci, dacă dă Dumnezeu vreodată și-o-i putea, ce face omul ăsta cu mine, așa-i face și eu. Eu știu cât de greu mi-era. Ți-a fost greu? Eu știu cât de greu a fost să vin copil de oameni săraci, curați, dar săraci, să ajungi în București. Ai gustat din sărăcie. Și să ajungi în București să n-ai decât o singură pereche de pantaloni. Ați făcut nuntă? Am făcut două nunți. Cum adică ai două soacri? E interesant. Interesant. Ce perioadă s-a născut Văru Săndel? În 99-2000 s-a născut Văru Săndel și zic, domnul Silviu, da, așa, am un videoclip, dacă puteți, da, difuzați și mie. Ce videoclip? Cum se numește? Nu, n-am auzit. Sigur mă că l-am văzut, cum să nu. Da, adu-l încoace, da? Nu vrei să... Prezinți o emisiune aici, a început colaborarea cu televiziunea. Așa a început colaborarea, da. Dar divinețele în paralel cu teatru. Așa, bineînțeles. Mi-a fost drag în copilărie... Și Albina, care buzea, mi-a fost dragă, și coasa pe care o auzeam ascuțită de nu știu cine, undeva departe, că se auzea. Da, sunt departe de lorna mea cea dragă, sunt departe de oamenii aia, sunt departe de casa părintească. Care a fost cheia succesului pentru tine? Cred că noroc. Deși am muncit mult, fără noroc nu puteam să ajung aici. Ce nu îți place la Văru Săndel? Nu-mi place câteodată, am senzația că face prea mult, prea multe, nu prea mult. Face prea multe și pentru el sau pentru alții? Am fost în Israel și m-au expulzat de pe Ben Gurion. De ce? Fai, ce poveste interesantă. Eu, Loredana Groza, Gheorghe Zamfir, cu toată orchestra. La un moment dat am început să le înjurăm pe ăla. Și el se uita la mine, se uita. Și la un moment dat a zis, nu m-ai înjurat. Adică știa românește. Simțeam că spui asta, sincer. Crede-mă, am crezut că... Să-l vezi pe fratele lor, dar îi făcea, my friend, zic, nu vezi că ce rog ce spune frate, iartă-ne. Ce urmează, Văru Săndel, anul acesta, ce proiecte ai? Anul acesta sper